plin an centenar, noi în loc să marcăm o întărire a unității naționale și în loc să facem un nou pact între noi românii pentru reunificare, așa cum s-ar cădea, ne pregătim să parafăm o despărțire definitivă de milioanele de români și în același timp să deschidem larg porțile unor oameni care vin de pe continente și din culturi diferite, în loc să facem eforturi pentru a acoperi golurile rămase între provinciile istorice în acești 100 de ani. În loc să facem eforturi pentru a ne reîntregi, pentru că nu putem uita Basarabia și nordul Bucovinei. În loc să facem eforturi pentru a-i aduce acasă pe românii plecați pribegi în lume de foame, în loc de a crea condițiile pentru a trăi aici ca într-un adevărat cămin național, noi ne pregătim să ne punem viitorul al generației prezente, al generațiilor care ne urmează, al țării, să ne punem viitorul cu V mare în mâna unor străini. M-aș fi așteptat ca dincolo de forma legală să-i oprească regula morală. Bine, m-aș fi așteptat, e un fel de a spune, pentru că de la această clasă politică nu ai prea multe așteptări. Ar trebui să aibă măcar o frână morală de urgență, să spun așa. Atâta vreme cât el este presat din interior de astfel de mișcări și forțat de către politicienii de la vârful lui să accepte infuzii de cetățeni străini cu o cultură diferită, în special de religie musulmană, cred că este un cocktail mortal. Noi nu suntem xenofobi. Nu ne speriem de străini. Avem contacte cu străini. România nu este o țară închisă. Avem aici chinezi cu duiumul, avem taiwanezi, avem pe urmă și din alte zone, avem și filipinezi, avem și oameni de diferite confesiuni, nu am primit doar creștini. Deci nu suntem o țară închisă, însă i-am primit după regulile noastre. Avem aici o puternică minoritate maghiară care a căpătat toate drepturile și care de 20 de ani se află la putere. Nu avem o problemă cu străinii, în principiu. Avem o problemă cu deschiderea porților în mod inconștient, fără niște reguli, fără o noimă, fără să știm de fapt ce vrem cu acești străini care se anunță la porțile noastre, fără să ne gândim la consecințele infuziei de străini în societatea românească. Ce ni se aruncă în față? Că demografia este în declin, că forța de muncă lipsește. De ce nu creăm facilități, de ce nu creăm condiții de viață normale, spitale mai buni, mai bune, un sistem de învățământ mai performant, un sistem administrativ neopresiv și nebirocratic și așa mai departe, ca românii care au plecat în străinătate să se întoarcă. Noi asistăm, de fapt, la o ofensivă extraordinară a unui nou totalitarism cu ambiții planetare, așa cum a fost și totalitarismul comunist, așa cum a încercat să fie și totalitarismul nazist. Acest nou totalitarism care are aceleași rădăcini ideologice ca flagelurile despre care am vorbit mai devreme, și anume în gândirea marxistă, se numește frumos, edulcorat, corectitudine politică. În fapt, nu este decât un marxism adaptat la vremurile noi,
înveșmântat în culorile curcubeului, un sexomarxism, alintat uneori marxism cu numele de marxism cultural, și care își propune nici mai mult decât robia tuturor în folosul a unora puțini. Și această sclavie se obține în primul rând cu pumnul în gură. Niciodată un om care poate să-și spună opinia, care are dreptul la manifestare, care nu este îngrădit de legi diferite ca să-și rețină părerile și ideile în intimitate, niciodată un astfel de om n-ar putea fi captiv. El și luat cu forța de pe stradă și pus în cătușe, tot un om liber ar fi. Și cu prima ocazie și-ar manifesta această libertate. Se încearcă instituirea unei alte reguli, tot abuzive, neconstituționale, împotriva intereselor poporului nostru. Oamenii care conduc această mișcare vor să ne înrobească. Din punct de vedere creștinesc, eu știu una și bună, că numai vrăjmașul vrea să-l robească pe om. Dumnezeu i-a dat libertate. Dumnezeu îi îngăduie libertate până într-acolo încât omul îl poate nega pe Creator, dacă asta vrea. Omul se poate lipsi de dragostea lui Dumnezeu. Mulți cred că războiul cultural cu neomarxismul a fost deja pierdut. Și aici sunt destule argumente. În sensul că la nivel universitar în vest, opiniile neomarxiste domină în mod copios și primejdios. Noi creștinii avem armele spirituale cu care să luptăm, avem modelul care este Hristos, avem întărirea pe care ne-o dau mucenicii și sfinții noștri, avem chiar în istoria recentă, noi românii, exemple de martiri ai închisorilor comuniste care au mers cu adevărul până la ultimele consecințe. Deci cam știm cum ar trebui să se deruleze acest război și mai ales nu ne putem lăsa înșelați. Nu putem crede că toate credințele sunt bune. Nu putem crede că islamul este pace. Când pe unde trece islamul, sunt în urmă numai ruine, jale, scrum. Știind unde este adevărul, știm și unde este minciuna. Știind cine este adevărul, Dumnezeu, știm și cine este tatăl minciunii, diavolul. Să nu credeți că sunt vreun habotnic și că direcționez discursul exclusiv în această zonă. Eu spun însă că nu trebuie să o ignorăm, pentru că, de fapt, acolo este sursa răului, acolo este și puterea noastră. Dacă noi nu știm cine ne este adversar și nici cine ne este prieten, o să orbecăim. Ne vom lăsa ghidați de către baloanele de încercare ale propagandei. Nouă nu ne cere Dumnezeu să ne aruncăm în aer, iar dacă există vreun zeu care le cere asta unor oameni, ăla nu poate fi Dumnezeu. Ăla sigur este Satan. Nouă nu ne cere Dumnezeu să robim pe alții, să-i obligăm să facă ceea ce nu vor, să renunțe la credința lor, la cultura lor, la stilul lor de viață, la familie, la țară, la granițe, la drapel, la cruce, la lacrimă, la istorie. Dacă noi vedem că un politician
nu ne slujește interesele. Dimpotrivă, votează de câte ori are ocazia împotriva intereselor noastre. Noi acel politician trebuie să-l debarcăm. Nu putem să o facem în timpul mandatului, măcar să nu-i mai dăm votul. Și nu numai asta, ci și să-i facem conștienți pe alții de faptele rele, greșite, pe care le comite acel politician. Așa că mare atenție, domnule președinte Iohannis, și mare atenție, doamnă prim-ministru Dăncilă, și mare atenție, lideri de partide, că nu aveți de a face cu proști. Aveți de a face cu niște oameni care deja s-au trezit, care deja nu mai cred tot ceea ce le livrați, care sunt capabili și au dovedit-o în câteva momente importante în ultimele legislaturi, să se mobilizeze și să vă sancționeze. Să nu uităm nici cum a câștigat Băsescu președinția României, nici cum a pierdut Năstase, nici cum a fost silit la demisie Victor Ponta, nici cum a ajuns Iohannis președinte. Să nu uităm că avem puterea votului, că avem puterea de a ne manifesta în stradă, că nu suntem niște oameni la îndemâna aparatnicilor, a propagandiștilor de partid și a băieților lor din presa care e în cea mai mare parte robită. Trebuie să știți că suntem oameni liberi și suntem conștienți de libertatea noastră și vrem să uzăm de ea. Vrem să ne păstrăm libertatea asta până la capăt. Capătul pentru noi nu este lumea aceasta, revin. Este eternitatea. Așa că vom muri și vom fi liberi. Dar înainte să murim și să fim liberi, voi trebuie să ne respectați această libertate.